Sunt încântată, dar și speriată. După cum am zis la începutul videoului, mergem și la magazinul meu favorit, care este Recess LA. Am două sacoșe mari aici lângă mine. Este ultima tură mare de târg pe anul acesta. Rose Bowl, de fapt, este un stadion. Cred că și echipa națională a României a jucat fotbal la un moment dat aici. Vazele astea sunt aproape la fel de înalte ca și mine. De fapt, era prea multă căldură. Când mi-e cald și foame, nu mai judec. Ținute, leu, și asta curge peste tot. Hei, hei, hei! Sunt Larisa din LA și astăzi mergem la căutare de comori. Una din activitățile mele favorite în LA este mersul prin magazinele second hand sau târgurile cu vechituri sau magazinele cu antichități. De ce? Pentru că sunt foarte multe. Prețurile nu sunt întotdeauna cele mai bune, dar depinde. Dacă cauți, s-ar putea să găsești lucruri foarte bune. Așa că în videoul de astăzi o să iau cu mine la târg, o să iau cu mine la niște magazine, unele noi, unele pe care le-ai mai văzut. Unul dintre ele îl am în fiecare video de acest gen. Am mai făcut două videouri de acest gen. O să le las pe amândouă linkuite în descriere dacă îți place acesta. Și așa că o să mergem a treia oară la acest magazin, pentru că tot timpul găsesc chestii la prețuri super bune și o calitate foarte, foarte bună. Da, la finalul video, după ce facem tot shoppingul, o să îți arăt haul-ul cu tot ce am cumpărat, pentru că și aia e partea interesantă, nu numai să vedem comorile, ci să vedem cu ce comor m-am întors eu acasă. Așa că dacă îți place acest gen de video, este perfect pentru tine. Uită-te în continuare și hai să-i dăm drumul cu vânătoarea de comori. Rose Bowl Market este în Pasadena și se ține în a doua duminică din lună tot timpul. Luna trecută a fost aici și erau 40 de grade și astăzi cred că sunt 15, deci îngheț. Dar da, hai să vedem ce găsim. E cea mai aproape de mine. De fapt, sunt toatele și mai aproape, dar mai scumpe și nu la fel de mari. Dar e cel mai mare târg care este aproape de mine. Este acesta și e destul de faimos. Intrarea se face pe bază de bilet. Trebuie să cumperi online. Dacă vrei să intri între 5 dimineața și 9 dimineața, costă $20 și dacă vrei să intri după 9 dimineața, este $13. Dar trebuie să-ți cumperi biletul în avans și să arăți biletul la poartă. Rose Bowl, de fapt, este un stadion. Cred că și echipa națională a României a jucat fotbal la un moment dat aici. Da, se mai țin meciuri aici în continuare, dar da. În a doua sâmbătă din lună se transformă în târg de vechituri. Toată parcarea, cred că aia e parcarea de fapt, stadionului. La târgul ăsta găsești de toate, de la mobilă foarte frumoasă și veche, până la haine, accesorii pentru casă, decorațiuni, în special acum înainte de Crăciun, au decorațiuni de Crăciun, o zebră dacă îți trebuie. Sunt foarte, foarte frumoase. Vazele astea sunt aproape la fel de înalte ca și mine. A, și dulapul ăsta. Superb. Mi-aduce aminte de ăla din Montana care l-am recondiționat. Open a bar and call it the Little Warehouse.
One of them, I don't think he grabbed both. Oh, okay. Hey, he's grabbing one of his lamps. În Anglia sunt foarte cunoscute genul de charity shops, adică organizații caritabile care au propriile lor magazine unde oamenii donează și îi vând. Ei, sunt câteva astfel de magazine și în LA sau în America pe care eu nu le-am vizitat până acum. Goodwill-ul și el e într-un fel o organizație, însă ei doar angajează persoane cu dizabilități. Ei, sunt organizații care fac fapte bune și au propriile lor magazine. Așa că, pentru prima dată, o să încerc și eu să mă duc la câteva magazine de acest tip. Sunt în Burbank, California, care e un orășel mai mic în LA. Și mergem la primul, care se numește The Council Shop și este un magazin care, cu donațiile lor și cu vânzările lor, suportă sau ajută femeile din zona LA-ului. Așa că hai să vedem ce găsim. Am rămas dezamăgită de magazinul acela pentru că e un fel de Goodwill, dar cu prețuri mai mari, nu e nimic extraordinar. Tot la fel de, nu știu, foarte multe chestii nearanjate și cu prețuri foarte mari, nu știu, nu m-a atras, muzica aia bubuia acolo, bum bum bum, bumții, bumții, bumții. Așa că am parcat în altă zonă, în Burbank, am în fața mea un Goodwill, aici pe stânga am It's a Wrap, am mai fost acolo, este magazinul acela în care se vând haine folosite în televiziune, la emisiuni și la filme și mai sunt câteva charity shops, așa că mergem și pe acolo să vedem dacă mai găsim, dacă găsim ceva. E foarte greu să găsesc ceva atunci când numai ce mi-am făcut curățenie în dulap și sunt pe modul
fără clutter. Dar poate găsim ceva comor, că după asta sunt după comor, poate un tablou cu flori, chestii din astea frumoase, simple, de care am nevoie. Hai să începem cu Goodwill, dacă tot e aici în fața mea. Începem cu ăsta. Încep să am așteptări, îmi setez așteptările foarte, foarte mici, aproape nule, pentru că am rămas dezamăgită de ăla, de primul, așa că, da, nu mă aștept să fie cine știe ce. Sunt încântată, dar și speriată. După cum am zis la începutul videoului, mergem și la magazinul meu favorit, care este Recess LA. Ei vând foarte multe chestii vintage, de fapt doar vintage vând, și majoritatea sunt de designer. Calitatea e foarte bună și sunt piese de designer de acum 10-20 de ani, la prețuri bune pentru modelele pe care le au, calitatea pe care o au și... De exemplu, nu că mi-aș cumpăra eu în acest moment sau că sunt interesată, dar sacourile de la Chanel mi se pare că la ei sunt cea mai bună, la cel mai bun preț. Mult mai bun decât pe orice site pe care le-am văzut și sunt toate autentificate de către ei. Dar da, hai să mergem la Recess LA, Doamne ajută cu bugetul și să vedem ce găsim. E, da. Îmi place selecția lor și îmi plac și prețurile lor. Asta e realitatea.
Am două sacoșe mari aici lângă mine. Este ultima tură mare de târg pe anul acesta și din cauza asta am și vrut să filmez în acest video cu thrifting cu second hand în LA. Da, sunt foarte mulțumită. Am luat cu tot ce am plecat de acasă, cu lista cu care am plecat de acasă, ceea ce rar se întâmplă atunci când mergi la magazine second hand sau la târguri să găsești ceea ce cauți. Dar prima sacoșă, e mare și plină. Am luat, data trecută, luna trecută am fost la târg și erau 40 de grade afară. Am fost la același târg și, nu știu, mintea mea n-a mai funcționat. După o oră acolo prea cald, n-a funcționat, dar am văzut tabloul acesta și mi-a rămas gândul la el și l-am găsit din nou și l-am cumpărat. Și anume, acesta cu flori. Este superb și cred că merge foarte bine cu celălalt tablou pe care l-am. Este ultimul tablou cu flori pe perete. Și vreau că astea două o să arate demențial de bine împreună pe perete. Sincer, acum nu știu dacă o să... Nu de schimbat rama, nu pot să-i schimb, că cred că e foarte greu să găsești rame în astea rotunde. Dar mă gândeam, poate o să vopsesc rama, nu știu încă sigur, o să mă mai gândesc, să văd cum arată toate împreună și pe urmă mă decid. Poate chiar să pun foarte puțin argintiu, așa, nu neapărat să vopsesc toată, dar aici unde e așa ciobită, dacă aș pune puțin argintiu, cred că ar arăta foarte bine. Am plătit $40 pe el, pe spate prețul zice $85, dar domnul Mesc le-a luat de la un estate sale și probabil că s-a dus în ultima zi și a luat foarte multe. Este pictură pe carton, dar este frumos și m-am gândit că merge foarte bine cu celelalte. Și gata cu tablourile cu flori. Mi-a rămas gândul la el și mă gândeam, zic, vai, o să-l găsesc sau nu o să-l găsesc? Și am fost norocoasă și l-am găsit. Pe urmă, o chestie care nu aveam pe listă, însă s-a întâmplat să o găsesc și am zis, ok, de ce nu? Este o față de masă cu flori, care mă gândesc că merge foarte bine primăvara și este pentru masă rotundă. Eu am masă rotundă, de fapt e ovală în sufragerie și tot timpul arată, pun câteodată și fețe de masă pătrate sau dreptunghiulare pe ea, dar arată mult mai bine cu față de masă rotundă. Nu avea nicio pată. Nu cred că este 100% poliester, pentru că nu se simte doar... Adică nu se simte poliester, se simte un bumbac cu probabil ceva poliester, nu are nicio etichetă. Am dat $20 pe ea și asta a fost de la o doamnă la care am mai cumpărat în trecut o pătură și îmi place foarte mult de doamnă. De obicei când merg la standurile de la care am mai cumpărat și dacă prețurile sunt decente, nu încerc să schimb prețul, nu negociez. Pe urmă, încerc pentru Crăciun, am în minte o chestie cu niște sfeșnice aurii și am comandat câteva online, second hand, am mai și cumpărat de la un estate sale și am zis că, ok, la târg, acum trebuie să găsesc. Și erau foarte multe care erau foarte mari sau forme foarte ciudate și erau destul de scumpicele, iar cele care erau simple erau $10 bucata, mi s-a părut prea mult pentru că găsesc pe internet noi cu $11, adică nu că erau doar $10 bucata, erau și foarte pătate și foarte multă ceară pe ele, înțeleg că trebuie să aibă și personalitate, dar dacă era $7, ok, dacă era $5, ok, cum l-am luat pe cele de la estate sale cu $5 și pătate, dar așa nu. Dar am găsit acestea, care au fost $30 și cred că sunt israeliene. Cred că au ceva inscripții pe ele, însă pentru ceea ce am eu nevoie, cred că o să fie foarte, foarte drăguț. Mi-a plăcut că au așa niște steluțe flori pe ele, motive pe ele, dar nu sunt mult prea complicate și oricum partea de jos nu cred că o se vadă pentru Crăciun. Acestea au fost $25. Setul și pe urmă am fost la un domn care a avut două sfeșnice, le-am văzut, de fapt astea erau puse cu clopoțelele, pentru că sunt clopoțele de fapt și mi-au plăcut foarte, foarte mult. N-am vrut să fie foarte împopoțonate, însă astea au fost atât de deosebite și acestea au fost $25 setul.
Și eram pregătită să plec de la el și când m-am uitat pe jos pe o pătură, avea foarte multe sfeșnice și mi-am luat câteva. Nu mă deranjează că nu sunt set, că nu am nevoie să fie set. Oh, stai că am dat, astea două sunt set. Așa, deci astea două set și trei banale care mai am din ele, care arată la fel. Și mi-a dat tot setul cu $40, ceea ce am crezut că a fost un preț bun, că este sub $10 bucata și astea două sunt mai deosebite de aici. Și astea, nu știu, celelalte care le-am găsit și cu $10 bucata erau mai... aveau mai multe chestii pe ele decât astea. Cred că sunt și sunt într-o stare foarte, foarte bună. Și acum cred că nu mai am nevoie de sfeșnice pentru Crăciun. Cred că am suficiente. Asta are aici ceară topită, trebuie să o curăț. Dar cred că într-un final am suficiente. Și am luat la Rose Bowl, îți dau cutii astea cu chibrită gratuit ca să ai pe post de suvenir. Așa, și o ultimă chestie. Tot luna trecută când am fost la târg, am găsit ceva, m-am uitat de fapt la ele și nu știu de ce nu le-am cumpărat. De fapt era prea multă căldură. Când mi-e cald și foame, nu mai judec. Și o lună întreagă tot la ele m-am gândit și sincer, din cauza asta sau datorită lor, m-am trezit astăzi și am zis, gata, chiar merg la târg pentru că nu prea am venit azi dimineață. Și anume, din păcate vreau să cumpăr doar o piesă, dar doamna nu a zis nu le despart, sunt set, trebuie să le cumpăr pe toate trei. Și am plecat, am zis că nu, după care m-am întors și am zis, m-am gândit o lună întreagă la ele, o trebuie să le cumpăr, că ce Dumnezeu. Nu pot să le las acolo, adică pot, dar pe urmă iar o să mă gândesc la ele și am făcut și un Google search. Am făcut poze la ele și am căutat pe Google și nu am găsit și am zis ok, să-mi rămână tot timpul gândul la ele și anume un set de trei obiecte din sticlă cu lăcrămioare. Tot zic că nu mai cumpăr chestii cu lăcrămioare și cred că este un set care se ținea pe masa de toaletă, pe masa de machiaj a doamnelor, pentru că asta este plină cu cotonete. Așa, nu are nicio inscripție, nu știu dacă este de cine este făcut. Și are două din astea și una care este plină cu pudră. Pudră. Are pomponul aici de pudră și pudră în astea de talc. De asta cred că au fost ținute... Oh, și asta curge peste tot... ținute pe masa de toaletă. Sunt trei și au fost $75. Mult mai mult decât aș fi crezut. Adică m-am dus țintită să cumpăr fie ăsta, fie ăsta și să dau în jur de $30 pe unul. Cel mai mult pentru că erau cu lăcrămioare și chiar îmi plăceau. Dar doamna a zis nu, fie le cumpăr pe toate, fie nu cumpăr niciunul și dat fiind faptul că m-am gândit o lună de zile la ele, le-am cumpărat pe toate trei. Era să câștige Larisa economă atunci când am plecat și după care m-am întors. Deci am cheltuit astăzi ceva bani la piață și ultima chestie pe care am cumpărat tot de la aceeași doamnă la care a cumpărat și lăcrămioarele este acest set de trei globuri vintage făcute în România. Am văzut la Home Goods acum că se vând globuri în astea din sticle vintage care imită vintage sau sunt făcute ca și cele vintage din sticlă, dar sunt făcute toate în China, bineînțeles. Găsesc câteva și din Polonia, mi-am mai cumpărat în anii trecuți, însă eu, mie îmi place, am un pom pe care îl împodobesc în dormitor și care este împodobit cu globuri din sticlă și 90% din ele sunt făcute în România. Și da, îmi place să cumpăr din astea românești, asta era singura, avea foarte multe globuri și frumoase, dar astea erau singurele făcute în România. Și asta a fost $20. Doamna asta e o doamnă în vârstă, foarte cochetă și care, de la care am luat și lăcrămioarele și asta și am mai cumpărat în trecut de la ea. Anul trecut cred că am cumpărat niște globuri sub formă de păsări. Nu vrea să lase la preț și e și așa... Nu e răutăcioasă sau ăsta, dar e marfa ei... Ea e foarte așa fermă și chiar dacă încerci să faci o glumă, ceva cu ea, nu, nimica, știi? E foarte de modă veche, aș zice eu. Și, dar o respect pentru că, nu știu, față de alți vânzători, unii dintre ei se vede că încearcă să ia cât mai mulți bani de pe tine și ea face asta. Dar e cochetă, e foarte
sigură pe ea și asta e marfa, cumper bine, dacă nu, pași la revedere. Da, și am cumpărat aceste 3 globuri de la ea. Îmi dă senzația așa de o bunică foarte cochetă și foarte sigură pe ea, foarte bossy. Așa. Da, cam asta este tot ce am cumpărat de la târg, foarte multe chestii. Să îmi spui care sunt favoritele tale și nu cred că o să merg și săptămâna viitoare este un alt târg, nu cred că o să merg și la ăla, o să arăt alte magazine și așa mai departe și o să descoperim unele și împreună pentru idei de thrifting în zona asta a LA-ului sau în Statele Unite. Dacă vii în vacanță în America, cam în marile orașe, dacă cauți, o să găsești. Trebuie să cauți flea market. Dacă cauți pe Google, o să găsești. Caută flea market în New York sau flea market în Chicago. Mă gândesc că există și acolo, nu știu. Caută și o să găsești. Astea sunt doar niște exemple și de obicei se țin o dată pe lună sau, dacă ești norocoasă, se țin în fiecare săptămână. Te cred că New York au una care se ține fiecare săptămână? Nu știu sigur. Dar da, caută și o să găsești. Nu știu dacă am intrat în stadiul de Larisa economă sau care e treaba sau nu am avut noroc, însă nu prea am foarte multe chestii să-ți arăt. A fost în după amiaza asta și la Crossroads, după ce l-am luat pe Johnny de la școală. Este un magazin second hand, dar e diferit pentru că nu e cu donații, ci poți să te duci să-ți vinzi propriile tale haine. Acolo îți faci curățenie în dulap, le duci plasa cu haine, aleg ei ce cred că poate să vândă și poți să primești fie 50% din valoarea cu care o să le vândă, drept card cadou, sau poți să primești 30% din aia cash. Și m-am dus și eu pentru că am vândut din hainele pe care le-am luat din dulap, am vândut, de fapt, din curățenia mea din dulap, am vândut gențile, însă nu prea multe haine și le-am dus acolo. Și cât verificau ei toată treaba, să vadă toată sacoșa cu haine, m-am uitat prin magazin, însă e foarte tineresc, Larisa la 30 de ani zice foarte tineresc, dar e... Magazinul se bazează foarte mult pe ceea ce se, nu știu, ceea ce e la modă, ceea ce e în trend și cam asta cumpără oamenii de acolo și cam asta au de vânzare. Nu se prea bazează pe vintage și așa mai departe sau pe stilul meu de îmbrăcăminte. Dar n-am luat nimic de acolo, din păcate. Poate aș fi încercat niște pantaloni, dar nu, am zis nu încerc doar ca să plec cu ceva de aici. Am fost foarte ok, nu ca material de filmat pentru YouTube, dar foarte ok din, nu știu, din punct de vedere al bugetului și a să nu cumpăr prea multe ca să nu fac risipă de bani și doar ca să le am în dulap ca peste un an de zile să fac din nou curățenie. Sincer, chiar și ieri când mă plimbam prin celelalte magazine cu haine, mi-am dat seama că sunt atât de multe chestii de vânzare care sunt second hand. Sunt foarte multe chestii și particip și eu la asta prin faptul că o cumpăr noi. Și sunt curioasă la sfârșit de an dacă... Cred că am cumpărat mai mult de 12 articole noi anul acesta. Sper ca anul viitor să fac o treabă și mai bună. Dar oricum, cu siguranță n-am trecut de 20. Sper că n-am trecut de 20. Sper ca anul viitor să fac o treabă și mai bună pentru că sunt foarte multe chestii noi. Sunt foarte multe chestii folosite, de fapt. Foarte multe haine folosite deja. Dar am cumpărat ceva. Am cumpărat ceva de la Recess și ieri de la Goodwill. În rest, la niciun alt magazin second hand de ieri nu am cumpărat pentru că fie am găsit ceva care să-mi trebuiască. Bine, să trebuiască. E un termen foarte, foarte, nu știu, dificil de folosit pentru că până la urmă am dulapul cu haine. Nu neapărat am nevoie de haine. Însă sunt niște chestii în capul meu care mă gândesc că aș avea nevoie. O chestie pe care am luat-o de la Goodwill este o pereche de pantaloni de schi care sunt noi cu etichetă. Am o geacă de schi care este verde cu roz și am cumpărat acum 2 ani de zile, cred că, o pereche de pantaloni negri pentru ea. Dar mi-am dorit ceva așa mai să iasă în evidență cu geaca. Și ăștia erau roz, mărimea mea, noi cu etichetă, prețul nou cu etichetă, sunt de la un brand pe care nu știu, Body Glove se numește. Și noi cu etichetă, aici zice prețul că este de $100. Și eu am dat $25 pe ei.
la Goodwill. Pentru un magazin second hand, cam măricel prețul, dar dat fiind faptul că sunt noi cu etichetă, am zis ok. Și e ceva care aveam în... Așa vizualizam că într-o zi o să-mi cumpăr, pentru că am luat pe cei negri, că doar negri am găsit la North Face și n-am cumpărat de la un alt brand, pentru că online e mai greu să știi dacă îți vin, cum sunt, dacă sunt de calitate și ăștia se simt de calitate, sunt groși și au și chestia asta aici pe dinăuntru ca să o pui peste cisma de schi, ca să nu-ți intre zăpada în interior. Sunt foarte, foarte faine, adică, nu știu. Probabil că nu sunt aceeași calitate ca și North Face, dar când mi-am cumpărat acum 2 ani pe cei de la North Face, nu aveau roz. Deci asta a fost ceva care era pe lista mea de dorințe, nu e o necesitate, adică am pantalon de schi, după cum am zis, dar da, i-am găsit. Prima dată am zis, hai că nu-i cumpăr, dar zic, într-un an, doi, sau poate chiar iarna asta o să dau mai mulți bani pe o pereche și o să fie nouă, așa că i-am salvat dintr-un magazin second hand. Și de la Recess, nu știu, parcă n-au avut foarte multă marfă sau... Adică au avut chestii, dar foarte multe geci, pentru că e perioada gecilor și, ca norocul, eu am suficiente geci. O chestie pe care mi-o doresc este un palton mai lung. Mi-aș dori un palton mai lung ca să fie de toată ziua, da, însă nu am găsit unul de toată ziua, am găsit unul mai elegant pentru atunci când merg la evenimente. De exemplu, când am fost în ianuarie, am fost la operă în Timișoara, m-am îmbrăcat foarte frumos și pe urmă mi-am pus palton, nu care ar fi fost ceva rău, paltonul normal din lână, însă nu era suficient de lung, nu era mai lung decât rochia, nu arăta the best. Și am, dacă ai văzut, am probat acest palton din catifea, care într-adevăr nu este pentru frig, însă nu e doar catifea, are și o umplutură acolo pe interior și are și căpușală și mi-a plăcut foarte mult, atât nasturii cât și calitatea, nu este de brand, e doar un palton vintage și cred că este suficient de lung, nu vine chiar până în pământ, dar nu cred că mi-ar plăcea chiar până în pământ. Și cred că fie cu pantofi cu toc, fie cu cizme peste genunchi și cu rochie atunci când merg la un spectacol, la teatru, o să arate foarte, foarte bine. Calitatea e acolo, după cum am spus, și cu niște mânuși de piele, am mânuși negre de piele, cred că o să fie extraordinar bine și cu niște mânuși de catifia negre ar arăta bine și cu rochie, e demențial, da. Am bilete la câteva activități crăciunistice, așa că abia aștept să-l port și pentru vremea din LA, iarna, este perfect. Are 3 nasturi și are aici un moș și babă pe care poți să, da, ca să-ți fie și mai sigur. Și îmi place că aici jos nu are nasturi, poți să vezi rochia pe care o porți pe dedesubt. Mi se pare foarte, foarte elegant. A, și în spate are și aici are 2 nasturi. Da, și nu e cordon, e doar aici în spate o beretă, așa, care se apare ca și un cordon. Da, e doar pe partea din spate. Stai că nu e doar pe puțin, e pe toată partea din spate. Mi se pare foarte, foarte frumos. Mai aveau și trenciul roșu de la Burberry, care eu de la ei mi-am cumpărat trenciul de la Burberry, ăla mai gros. Și cred că l-am cumpărat cu... în jur de $300, ăsta era 400, nu, cred că a fost $330, dacă mi-aduc bine aminte. Ăsta era 460, însă era o măsură prea mare pentru mine, 460 sau 430, nu mai știu, am filmat prețurile ca să ți le arăt, că știu că, na, curiozitatea. Dar, sincer, dacă era mărimea 2-4, nu 4-6, mi l-aș fi cumpărat, pentru că e foarte, foarte frumos și foarte wow, așa, ieși în evidență când e în roșu. Tot roșu așa și era și căptușit pe interior ca și celălalt cu cașmir gros. Foarte, foarte de calitate. Sau lână, nu cașmir, nu știu ce e, lână sau cașmir. Cred că e cașmir până la urmă. Foarte frumos, însă nu a fost mărimea mea și atunci am zis ok, o să-mi iau paltonul ăsta, că ăsta când l-am văzut a fost și primul lucru pe care l-am băgat în cabina de probă, că sunt foarte drăguț la magazinul ăsta, cum îți alegi ceva, cum te ajută să le pun în cabina de probă. Și a fost primul pe care l-am ales. Da,
Cred că cel mai mare haul, de fapt cu siguranță cel mai mare haul iese de la piață cu lucruri pentru casă, dar nu sunt neapărat tristă că nu am găsit cine știe ce comori și că nu am thrift-ui, că dacă era așa doar să thrift-ui ca să thrift-ui, găseam și cumpăram chestii, însă sunt mulțumită că am luat chestii care le aveam în, pe lista mea imaginară de, de chestii pe care mi le doresc. Și am fost cu minte din punctul ăsta de vedere și abia aștept să le port, abia aștept să vină sezonul rece, că la noi tot 30 de grade sunt, și evenimente, așa ca să pot să-mi port noua achiziție cu rochie. Oh, deci e superb, e... și catifeaua nu are nici un defect. Cam asta este... tot haul-ul și cam asta este tot video-ul cu magazinele second hand. Sper că ți-a plăcut și acest video și probabil că o să mai fac anul viitor din nou să descoperim și alte magazine, cu toate că probabil la fiecare vlog de genul acesta o să mă duc la Rises. Sunt mulțumită de mine că am fost și la târg, pentru că am început în forță cu multe chestii de la târg și am terminat așa, dacă nu mergeam la târg nu prea aveam ce să îți arăt. Te-am pupat, nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare. Ciao!